Bună ziua! Bună ziua! Să începem cu o scurtă prezentare despre dumneavoastră și proiectele de care vă ocupați în prezent. Numele meu este Alexandru Gavrilă, lucrez la agenția Berceni Rezidențial, care ne ocupăm exclusiv doar de imobile noi din zona de sud a Bucureștiului. Ce puteți să ne spuneți despre ansamblurile pe care le promovați? Avem o gamă foarte variată. În primul rând, noi avem un avantaj foarte mare pe zona noastră. Noi avem metroul de pe Magistrala 2, metroul Apărătorii Patriei și metroul Dimitrie Leonida, care ne oferă un avantaj față de celelalte zone, ca poziție pentru imobile. Care este stadiul de construcție a imobilelor? Avem proiecte în derulare, care le construim deja, dar avem și proiecte în fază doar de săpat fundația. Care sunt principalele puncte de interes ale zonei în care se află ansamblurile rezidențiale? Avantajul nostru cel mai mare este metroul. Toată lumea caută metrou, stația de RATB, dar avem supermarketuri în zonă, foarte multe grădinițe, școli private, after school-uri. Care este numărul de locuințe disponibil în ansamblurile rezidențiale pe care le promovați? Noi ne mândrim cu faptul că ajungem undeva la 2000 de locuințe în avânzare. Ați sesizat anul acesta vreo schimbare în comportamentul clienților? Preferă anumite locuințe? Majoritatea merg pe principiul de două camere complet de comandate la un preț accesibil, dar și trei camere, dar undeva în jurul sumei de 50.000 de euro, doar să fie complet de comandat. Ce ne puteți spune despre prețurile locuințelor pe care le promovați și cum se raportează clienții la acestea? Noi avem un avantaj foarte mare, metroul, pentru care mă și repet. Iar ce putem spune de prețuri? Cred că avem cele mai bune prețuri din București. Cu ce oferte întâmpinați potențialii clienți? De exemplu, acum tot se apropie sărbătorile, la plata cash oferim locul de parcare gratuit, care este disponibil și la unele ansambluri, chiar și pe demisol. Care sunt preferințele clienților în materie de achiziționare a locuințelor? Cash sau credit? Vă dați seama, toată lumea ar dori cash, dar majoritatea, cred că în jurul undeva la 75%, merg pe varianta de credit. Ce puteți să ne spuneți referitor la proiectele viitoare? Avem în jur de 11 proiecte în care ne vom apuca în primăvară. Ele vor fi foarte aproape de metrou și la niște prețuri foarte bune. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Că îi așteptăm în zona noastră de sud să le prezentăm ofertele noastre, care sunt foarte multe, la niște prețuri foarte accesibile. Mulțumim și mult succes! Asemenea, o zi bună!